Jô, governo mentiroso! Jô, 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 Jô! Protegendo contra o cadeirinho da salari, pentru locurile noastre de muncă. Viața noastră, ce facem? Credeți că mai putem face ceva? Noi încă credem, de-aia am ieșit în stradă. Că dacă nu credeam, nu credeam. Sperăm! Președinte, ce șanse vă dați la moțiune? Care va fi scorul? Să știți, aici nu facem cu pronosticuri și cu șanse. Fotbalul e în Africa de Sud. Aici dacă trebuie fiecare om să voteze cum îi dictează conștiința. Și de dimineață ce credeți? O să aveți? Sală, o să vedem. Problema e că domnul a venit foarte nervos, foarte supărat. L-a luat pe colegul, a uitat să ia colegul care filma, a luat doar camera. V-a luat camera? Au luat doar camera, ce, da. Întreb și eu pe domnul parlamentar în ce calitate e el. De ce v-a luat camera? E domnul parlamentar. Nu știu, domnul, îi permite. Domnul, ce micuț, că nu s-a prezentat. Dar de ce era așa supărat? Adică, de ce l-ați filmat pe dumnealui sau ce? Nu știu, pur și simplu s-au năpustit în loja, ați văzut și dumneavoastră care ați fost acolo. Am stat cu dosa la loja și nu-i cădat în mâna colegului și a plecat cu camera. Domnilor, știm cu toți ce lasă. Dacă nu vă supărați. Fiți senatorul Brașov. Să treci, mare și uita, să începe și în desinia lor. Spuneți și dumneavoastră, nu știți despre sindicatul. Ce vă deranjează dacă e ce vreau? Aderat în cancer al țării. Trebuie să fie
fața milioanelor de români, a stat astăzi cu mâna 8 deputați sau senatori, PDL, independenți și UDMR. Și faptul că 8 oameni mai trebuiau să voteze această moțiune pentru ca să nu se taie pensiile și salariile, un lucru care nu poate decât să mă întristeze foarte tare. În același timp, oare când vor începe dezbaterile